și mă bucur în timp. Îmi las mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui eu mă-nchin. Aleluia! Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui eu mă-nchin. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur întins. Îmi înalt mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur întins. Îmi înalt mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Pacea Domnului, haideți să ne ridicăm cu toții. Haideți din toată inima să lăudăm pe Domnul, din toată inima să înălțăm numele Domnului. Stăm de multe ori în fața aici și ne întrebăm de ce unii frați nu cântă. Încercăm să cântăm și cântări mai vechi, care spunem noi le știu tot și tot nu cântă, și cântări mai noi. Haideți, eu cred că totul ține de inimă și de starea noastră înaintea Domnului. Dacă am venit aici în prezența Domnului cu o inimă bună, haideți să ne deschidem inima în seara aceasta, să lăudăm pe Domnul, să ne deschidem inima, vocile, gura noastră și să, cu toată ființa noastră să lăudăm pe Domnul. Că tare aceasta spune, credința mea eu zidesc pe a Domnului, cuvânt ceresc, ca spuma toate vor pieri, Hristos ca stâncă în veci va fi. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima. Ca stâncă-n veci va fi. Deși ascunsă fața sa, cu milă mă va înconjura. Și orice vifor de-ar veni, de stâncă
judeca și celor morți sus va striga. Aleluia lui Iisus. El este Domnul, lăudat să fie Domnul. Iisus Hristos este stânca, binecuvântat să fie stânca veacurilor. Am vrea să intrăm în această rugăciune și am vrea să îl lăudăm pe El, care merită să fie lăudat, care merită să fie înălțat, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, haideți să lăudăm pe Domnul nostru, haideți să îl înălțăm pe El, așa cum am cântat. El este stânca noastră, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Haideți să lăudăm pe toți cu Domnul. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Binecuvântat să fie Domnul! Vă rog să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Vă spunem un bun venit în casa Domnului și credința noastră vrem să o zidim în Dumnezeul nostru, pe care L-am lăudat, pe care îl lăudăm, în care ne închinăm înaintea Lui și vrem să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El este cu noi. El este credincios făgăduințelor sale, El este credincios și El ne dăruiește har după har, binecuvântat să fie Domnul! Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi. L-am lăudat pe Dumnezeul nostru în rugăciunea aceasta și cred că fiecare dintre noi ne-am deschis și L-am lăudat pe Dumnezeul nostru, așa cum am cântat. Hristos este stânca noastră, binecuvântat să fie Domnul. Oamenii sunt oameni, oamenii sunt trecători, oamenii spun astăzi un cuvânt, mâine, probabil că vor avea dorința să-L împlinească, dar nu vor mai avea puterea să împlinească acel cuvânt. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care rămâne credincios, ceea ce a făgăduit El și face, lăudat să fie Domnul. De aceea suntem în casa lui Dumnezeu și vrem să ne deschidem inima noastră, gura noastră, să îl lăudăm pe Dumnezeul nostru cu încredere și din toată inima noastră, fiindcă El este credincios. Ceea ce a făgăduit El, El va împlini. Ceea ce a promis El, El va aduce la capăt. Și pentru aceasta, noi avem credința aceasta în inimă, avem această pace, această siguranță, căci Dumnezeu este capabil să împlinească ceea ce a făgăduit inimilor noastre. El este în stare și poate să ne mântuiască și să ne ducă în cer, lăudat să fie Domnul. Haideți să lăudăm pe Domnul nostru din toată inima noastră, printr-o cântare în comun. În urma acestei cântări, fratele Nata Galai ne va aduce un îndemn pentru rugăciunea următoare și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să ne asculte rugăciunea și să primească lauda din gura noastră. Amin. Aș putea să tac, cum
aș putea să tac și să nu-ți cânt, căci dacă eu nu-ți voi cânta, trebuie lăuda și mare și pământ. Cum aș putea să tac, cum aș putea să tac și să nu-ți cânt, căci dacă eu nu-ți voi cânta, trebuie lăuda și mare și pământ. Mulțumim Domnului că suntem în casa Lui și un mare har să fim în casa Lui. Dorința mea pentru următoarea rugăciune aș vrea să fie o rugăciune pentru familii și văzând ce se întâmplă în lumea aceasta și ce se întâmplă chiar și în biserica creștină, dorința mea aș vrea să fie să ne rugăm fiecare pentru el, pentru ca soțul să roage pentru el să fie credincios și la fel la rândul ei, soția se roage
în dreptul ei să fie credincioasă. Aș vrea să citesc din Efeseni, capitolul 5, primele 5 versete și apoi voi mai citi mai jos. Așa cum am spus, Efeseni, capitolul 5. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire la împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și apoi vreau să citesc și versetul 24 și 25 care spun așa: și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și versetul 25: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Amin. Vedem în lumea aceasta în care trăim, tot mai mult familia este atacată și vedem că avem tot mai multe exemple negative la locul de muncă, în lumea în care trăim. Oamenii se înșală, soția pe soț și tot felul de lucruri, de astfel de lucruri, și standardul se coboară. Și de multe ori noi ca și creștini am văzut că ne comparăm cu cei din afară și spunem, dacă ei trăiesc așa, o familie, două, trei, vedem că oamenii trăiesc așa, standardul în biserică se coboară și nu este bun deloc. Și aici primul verset spune așa: urmați dar pilda lui Dumnezeu. Și în toate ar trebui să urmăm standardul nostru, să fie cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne uităm la ceea ce se întâmplă afară sau ceea ce fac cei din jurul nostru, chiar dacă poate unele lucruri le fac cei din biserică și spunem, dar parcă nu se întâmplă nimic, parcă nu e nimic rău, dar ar vrea ca fiecare dintre noi să ne gândim la acest lucru, ca și soț și ca și soție. Fiecare soț în dreptul lui se gândească, eu trebuie să fiu credincios până la sfârșit, și fiecare soție în rândul ei se gândească, eu trebuie să fiu credincioasă până la sfârșit. Și aș vrea ca în această rugăciune să venim cu dorința aceasta, să fim credincioși. La fel și tinerii, cei care nu sunt căsătoriți, dorința lor să fie să trăiască credincioși și când Dumnezeu le va da partenerul potrivit, ei să fie credincioși și să trăiască până în acele momente să fie credincioși. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să venim în această rugăciune, să ne gândim la noi, la fiecare, cine are soție, se gândească el să fie întâi, în primul rând el să fie credincios, să se roage în dreptul lui și apoi să ne rugăm pentru familie, pentru familia fiecăruia care se roagă și apoi pentru familia în general a bisericii, pentru că dacă familia nu merge bine, nici biserica nu merge bine. Aș vrea ca să simțim cu familiile din biserică care suferă, care trec prin probleme, care au nevoie de rugăciunile noastre, aș vrea ca biserica noastră să fie întărită prin întărirea familiei. Haideți să venim, așa cum am spus, în această rugăciune, să ne rugăm pentru noi personal și pentru familiile noastre și familia bisericii. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul! Vrem să continuăm să ne rugăm Domnului și știu că noi ca biserică, noi ca ascultători, avem fiecare așteptările noastre în privința Cuvântului lui Dumnezeu, în privința predicii. Dar vrea, înainte de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm. Nimeni nu este așa de bine pregătit încât să poată afirma că nu are nevoie de rugăciune. Apostolul Pavel, cu toată înțelepciunea lui, cu toată pregătirea lui, a rugat bisericile și a spus: susțineți-mă, rugați-vă pentru mine, pentru ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, să vestesc cu îndrăzneală Evanghelia lui Hristos. Ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea cuvânt. Amin. Și pot să te rogi în mod special, pentru că noi ceea ce credem este că Dumnezeu vorbește. Și poate ai o problemă, poate ai o anumită cauză, deschide-ți inima în această zi și cere lui Dumnezeu să-ți vorbească.
pentru că Dumnezeu o poate face prin Scriptură, are Dumnezeu atâtea și atâtea moduri. N-am vrea doar să asiști la o slujbă religioasă, aș vrea să stai de vorbă cu Dumnezeu, așa cum credem că ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a ascultat, așa credem că Dumnezeu poate și să ne vorbească. Și vrem să o facem și venim înaintea Domnului și ne rugăm Domnului pentru aceasta, ne deschidem inima cerându-i Lui să răspundă poate rugăciunii noastre, să răspundă întrebărilor noastre, problemelor noastre, Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Haideți cu toți să continuăm să ne rugăm și să cerem de la Domnul lumină în continuare prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vrem să lăudăm pe Domnul cu toată inima noastră, în continuare cu o cântare în comun, timp în care vom aduce și darurile pentru bunul mers al bisericii, al lucrării Domnului, după care corul să laude pe Domnul cu o cântare și în urmă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Daniel Mobilă și pentru aceasta solicit în continuare atenția voastră, liniștea din partea copiilor, părinții, să supravegheze mai îndeaproape copiii în timpul cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea Lui peste fiecare dintre noi. Amin. Te slujesc.
îngrijesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta.
pasaj care se găsește în cartea lui Daniel, de la capitolul 6, pagina 865. Daniel, capitolul 6, de la versetul 1. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii, aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa, să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Odată cu terminarea Imperiului Babilonian, o nouă forță se ridică în lume și anume Imperiul Medo-Persan. Și Dariu vrea să facă o reformă administrativă, așează 120 de dregători și peste acești 120 de dregători, care se ocupau de 120 de ținuturi, așează 3 căpetenii și, așa cum am citit, în rândul acestora era și Daniel. Și Dariu observă un lucru. Dintre toate aceste căpetenii, Daniel este o persoană deosebită. Se ridică deasupra celorlalți pentru că în el era un duh înalt. Și văzând lucrul acesta, vrea să-l pună mai mare peste tot acești dregători și peste toate aceste căpetenii. Și aici intervine gelozia, intervine intriga, intervine răutatea și toți acești dregători, toate aceste căpetenii, se gândesc la un lucru. Cum să domnească Daniel, cum să fie Daniel mai presus de noi? Dar ce are ăsta în plus față de noi? Cum să fie ăsta șeful nostru? Și se apucă să caute în trecutul lui Daniel. Se apucă să scoată dosare, arhive, să scoată lucruri peste care s-a așezat praful de mult, cu gândul să găsească măcar o vorbă, măcar un detaliu care să-l poată incrimina pe Daniel și să îi știrbească din integritatea lui. Și surpriză, niciun lucru care să-l poată învinovăți n-a fost găsit în dreptul lui Daniel. E greu de gândit pentru vremurile noastre, nu? Niciun cuvânt să nu fi spus împotriva șefului tău, măcar așa în glumă, nici măcar un șurubel să nu fi luat, nici măcar o linie să fi tras de aiurea. Și Daniel e un om integru, un om cu cazierul curat, nu-l poate incrimina absolut nimic. Ăsta e un om neprihănit. Și dacă Dumnezeu numește un om neprihănit, oamenii n-au ce să găsească în dreptul lui. Și nu se opresc aici. Oamenii aceștia merg mai departe și vor să găsească ceva în legea lui. Un lucru în domeniul religios care să-l poată incrimina. Și-au găsit faptul că Daniel se roagă de 3 ori pe zi. Și-au mers la împărat și au spus, împărate, ce părere ai? Nu ți-ar plăcea să fii singurul timp de 30 de zile care îi se înalță rugăciuni, îi se îndreaptă rugăciuni? Și Dariu cade în plasa aceasta.
și semnează legea și oricine va înălța rugăciune înaintea oricărui alt Dumnezeu sau înaintea oricărei altă persoană decât Dariu, să fie aruncat în groapa cu lei. Și Daniel e pus în fața alegerilor. Ce să fac? Credincioșia față de Dumnezeu sau groapa cu lei? Și de multe ori și noi suntem puși în fața unor astfel de alegeri. Credincioșie față de Dumnezeu sau dinții leilor, colegilor noștri de școală, colegilor noștri de muncă? Știi că un lucru nu e îngăduit de Dumnezeu? Și cum să nu facă dacă am intrat în gura lor, vai și amar de mine. Vai și amar de mine câte glume să fac pe seama mea. Vai de mine de câte ori sunt arătat cu degetul când n-au ce să mai spună și aduc aminte de mine și sunt pus în fața unor astfel de decizii. Ce să fac? Și Daniel nu clipește. Alege fără să stea prea mult pe gânduri credincioșie față de Dumnezeu. Și noi suntem puși în fața unor astfel de alegeri. Daniel avea în față o promovare, chiar dacă era bătrân. Exista perspectiva unui promovări. Cineva să-ți recunoască meritele și să fii așezat într-un rang superior. Promovare sau groapa cu lei. Știți, întotdeauna promovările acestea sunt făcute cu un anumit risc. Ai în față o ofertă de promovare, dar știți că astea sunt soțite întotdeauna cu anumite lucruri. Da? Te-am pus șef pentru că am văzut că ești o persoană extraordinară. Te-am pus șef pentru că știu că am încredere în tine. Încrederea aceasta, ce înseamnă? Colegii tăi când vorbesc, îi și spui. Dacă se întâmplă ceva aici, n-acoperi, îi și ne spui. Dacă se întâmplă anumite lucruri, anumite glume să fac, îi și spui. Și ai în față promovarea sau să rămâi unul dintre cei, sau chiar ca în cazul lui Daniel, terminat să fii. Și Daniel nu stă pe gânduri. Daniel alege credincioșie față de Dumnezeu. Întotdeauna promovarea aduce bani mai mulți. Dar dacă aceasta constă în pierderea credincioșiei față de Dumnezeu, n-ar trebui să stăm prea mult pe gânduri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Diavolul are două pârghii prin care lucrează. Și vrea să ne întoarcă din credincioșia noastră față de Dumnezeu. În primul rând este responsabilizarea. Te-am pus într-o funcție, ți-am dat pe mână anumite lucruri, ți-am dat mai mulți bani, dar joci cum îți cântăm noi. Ești dator, nu uita că noi te-am așezat acolo. Și apoi, diavolul se folosește de amenințare. Groapa cu lei. Daniel nu sta pe gânduri. Daniel a privit înspre Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat să fie credincios pe mai departe. E un lucru să auzi, să folosesc termenul ăsta biblic, răcnetul leului în depărtare. Și alta să știi că răcnetul ăla îți este adresat ție. E una să știi că e undeva departe și e altceva să știi că îi simți răsuflarea leului în ceafă. Vorbește Domnul în biserică și spune că diavolul își face plan. Dar sunt multe familii aici în biserică. Biserica oare chiar la familia smeasă nimerește să se oprească diavolul? Sunt mulți tineri în biserică, dar oare chiar la copiii mei să se oprească diavolul? Domnul să ne binecuvinteze. Adevărata credincioșie înaintea lui Dumnezeu se demonstrează atunci când suntem singuri. Va trebui de multe ori să alegem să fim singuri de partea lui Dumnezeu, dar nu singuri, cu Dumnezeu și toți ceilalți să fie de cealaltă parte. La un moment dat a spus Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. N-are importanță ceea ce fac ceilalți, n-are importanță ce vor spune ceilalți, cum vă se comportă ceilalți, dar eu aleg să-i slujesc lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Când vorbim despre credincioșie, avem în vedere credința, devotament, fidelitate, cinste,
loialitate și de toate aceste lucruri dă dovadă Daniel. Mă voi opri în latura aceasta spirituală în seara aceasta și vedem dovezi ale credincioșiei lui Daniel. Și în primul rând, o dovadă a credincioșiei lui Daniel este faptul că el continuă să se roage. Abia a fost semnată sentința aceasta, legea aceasta de oprire a rugăciunii și Daniel merge și se roagă. Și sunt câteva lucruri care ies în evidență în ceea ce privește rugăciunea lui Daniel. În primul rând, rugăciunea lui Daniel nu era una sporadică. Când are timp, când îi mai rămâne ceva timp după ce face toate treburile și își aranjează casa și munca și hobby-urile, când vin rezultate de la analize și cu multe steluțe, când se anunță recesiune economică și sunt multe disponibilizări, când se apropie examenul de bacalaureat, de școală de șofer și eu, nu. Daniel avea o rugăciune temeinică înaintea lui Dumnezeu și avea o rugăciune în fiecare zi. Trei ori în fiecare zi se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Apoi rugăciunea lui Daniel nu era o rugăciune obligatorie. N-avem ce face? Să strâng frații la biserică, mergem, că după aia nu știu ce se întâmplă. Rugăciunea lui Daniel nu era una din obligații. Că dacă ar fi fost din obligație, în momentul în care era rostită sentința, era semnată legea, ar fi făcut un mare... am scăpat, gata. M-am săturat 80 de ani din viața mea, m-am tot rugat, dar gata, de acum mi-a ajuns și mie. Atâta timp petrecut, Daniel nu a înțeles un alt mod de viață decât să stea de vorbă cu Dumnezeul lui. Și atunci când lucrurile sunt făcute din dragoste, nimic nu ți se pare prea greu, chiar îți fac o mare plăcere. Îți aduc o mare bucurie în inima ta. Și nu știi cum să faci să stai cât mai des și cât mai mult de vorbă cu cel pe care îl iubești. Amintiți-vă de vremurile când curtați o fată, soția, când stăteați de vorbă cu viitorul soț. Amintiți-vă numai de vremurile acelea și trageți concluzia care să potrivește în ceea ce privește dragostea față de Dumnezeu. Apoi pentru Daniel, rugăciunea nu era un act rușinos. În momentul în care se ruga, deschidea fereastra către Ierusalim și se ruga lui Dumnezeu. Nu era rușine de ceea ce este. Nu era rușine de apartenența lui la poporul lui Dumnezeu. Nu era rușine de închinarea lui, așa cum suntem mulți dintre noi în vremurile acestea. Sunt credincios, dar să nu se știe. Eu îl urmez pe Dumnezeu, dar nu trebuie să știe ăștia. Fac anumite lucruri, dar nu trebuie să știe toți. Ei bine, Daniel nu se rușina cu religia lui, nu se rușina cu Dumnezeul lui. Astea sunt trei lucruri pe care le-am remarcat la rugăciunea aceasta lui Daniel. Nu a fost una sporadică, nu a fost una din obligație și nu a fost un act rușinos pentru el rugăciunea. Știți, pentru mulți e rușine să te mai rogi în ziua de astăzi. Oamenii sunt învățați ca să meargă la muncă și să obțină bani. Să sepe grădina și să obțină anumite roade. Să semene și să facă toate cele lucrări și să obțină anumite roade. Cine mai are timp de rugăciune astăzi? Rugăciune. Ce s-ar întâmpla astăzi dacă vă invită? Primiți tot felul de mesaje, hai să mergem în piața nu știu care, să facem un meeting contra guvernului, că nu ne convine tot felul de legi fiscale care au fost date, prea mulți bani se iau, prea multe taxe. Haideți să mergem să manifestăm. Și să spuneți, noi ca biserică ne rugăm pentru autorități ca Dumnezeu să le dea lumină. Cum sunteți priviți? Sunteți priviți ca oameni ai acțiunii sau oameni care ați luat așa raznă? Daniel a fost un om al rugăciunii. O știut că Dumnezeu este la cârma istoriei și că nimic nu se întâmplă decât prin
voia lui Dumnezeu. Și Daniel a rămas dezamăgit de Dumnezeu. Așa că suntem dezamăgiți de familii, suntem dezamăgiți de frații noștri, de colegii noștri și dezamăgire pe bandă rulantă în fiecare zi. Și ce mai grav este că mulți rămân dezamăgiți de Dumnezeu. De cum lucrează Dumnezeu, de ce lasă Dumnezeu atâtea lucruri să se petreacă, de ce îngăduie Dumnezeu, de ce lasă Dumnezeu să se facă o asemenea lege. Daniel înțelege că prin rugăciune el își exprimă slăbiciunea înaintea lui Dumnezeu. Oamenii ăștia mari, titani ai credinței, au fost oameni tari pentru că au recunoscut puterea rugăciunii. Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și spune Iacov, s-a rugat. Vrei să fii un om tare? Vrei să fii un om tare al credinței? Dumnezeu să pună în noi dragoste pentru rugăciune. Să pună dorința aceasta să ne rugăm tot mai mult înaintea lui Dumnezeu. Nu vor trece valurile, dar noi vom rămâne tari dacă vor izbi noi. Îl avem pe Domnul de partea noastră. De multe ori ne rugăm, Domnul să înlăture valul, dar de prea puține ori ne rugăm ca Domnul să ne dea putere și să rămânem tari acolo. Când ne rugăm, ne recunoaștem slăbiciunile înaintea lui Dumnezeu. Ne recunoaștem că suntem slabi, dar prin El suntem tari, suntem puternici și Domnul să ne binecuvinteze. Și în rugăciune ne recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. Fără El suntem nimic. Fără El n-avem nicio putere. Despărțiți de mine, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 15. Nu puteți face nimic. O, dacă e Domnul de partea noastră, suntem tari. Noi suntem dependenți de El. Pentru că toate lucrurile se fac din El, prin El și pentru El, slăvit să fie numele. Și Daniel a avut o rugăciune specială. Mai spun și lucrul ăsta. O rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu. În astfel de condiții, rugăciunea noastră ar fi o lungă listă de cereri. Doamne, fă să se întâmple aia, fă să se facă aia, fă să nu se întâmple cealaltă. Și Daniel, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu. O rămas credincios lui Dumnezeu și nu numai că se roagă, dar își laudă pe Dumnezeu. Auzi, groapa cu lei aproape, se aude răcnetul leului și îl laudă pe Dumnezeu. Câți dintre noi nu l-am fi luat la întrebări pe Dumnezeu? Dar Daniel continuă să fie credincios lui Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu. Pavel și Sila în temniță, la miezul nopții, îl laudă pe Dumnezeu. N-au pus întrebări, Doamne, dar Tu ne-ai spus să venim aici. Am venit și am făcut lucrarea Ta, e drept să fim bătuți și aruncați în temniță? Nu, înălțau cântări de laudă. E greu, nu? E greu. Dar Domnul să ne dăruiască puterea să fim credincioși. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Astea nu sunt cuvinte simple, ci este crezul nostru, dacă vreți. Un lucru care ar trebui tot timpul să ne motiveze în a lăuda pe Dumnezeu. Trec prin spital, dar știu că Domnul e acolo și rămân Lui credincios. Trec prin necazuri, dar Domnul e acolo cu mine și rămân credincios. Trec prin nevoi, dar e Domnul cu mine. Domnul nu te lasă, Domnul e cu tine și de aceea cred că merită să-L lauzi pe Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Chiar dacă se scurtează programele și se suspendă programe de adunare, chiar dacă lumea e din ce în ce mai ocupată și nu are timp, cei ce rămâne credincios lui Dumnezeu, pune rugăciunea la loc de cinste. Domnul să ne binecuvinteze. În al doilea lucru care dovedește credincioșia lui Daniel este că el nădăjduiește în Dumnezeu. Am citit o carte scrisă de Petru Lascău și cartea aceasta se intitulează Betel, construcția Bisericii lui Dumnezeu în timpul comunismului ateu. Și cu probleme care se confruntau frații acolo la Oradea cu construcția ilegală a unei biserici, au ajuns cu problema aceasta la Comitetul Central. Au mers fratele acolo și au întâmpinat cineva la Comitetul Central și a spus: mă, tu ești pocăit? Numai Dumnezeu poate să vă ajute. Și atunci și-o dat seama fratele nostru, comers până la București, de la Oradea,
ca să-i vorbească Domnul printr-un necredincios. Și-o dat seama că nu trebuia să meargă la Oradea, că avea ajutorul acolo. Omul ăsta i-a spus, auzi, tu ai bătut la ușa greșită. Ai venit la noi cu o cerere, dar cererea asta, noi nu putem să-ți o rezolvăm. Cu ea trebuie să mergi în altă parte. Și soluția pentru tine este Dumnezeu. Și de multe ori ne predică necredincioșii, de multe ori ne vorbesc și ne îndreaptă privirea înspre Dumnezeu, că am căutat noi soluțiile noastre și am vrut să rezolvăm într-un mod sau în altul și vine unul și spune, un necredincios, mă, numai o minune se întâmplă, poți să mai scapi. Numai o minune dacă s-ar mai întâmpla, ai putea să ai rezolvare. Și când auzi de cuvântul minune, se deschide mintea parcă dintr-o dată și spui, o, dar Dumnezeul meu ne ascultă prin minuni. Și îți aduce aminte că trebuie să îndrepți rugăciunea ta spre Dumnezeu și că toate soluțiile tale și toate căutările tale, toată rezolvarea ta n-are niciun sens fără de Dumnezeu. Daniel, o nădăjduit în Dumnezeu. N-am citit versetul 16 care spune în partea finală, Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești să te scape. I-a vorbit Dumnezeu prin Dariu, că singura scăpare e la Dumnezeu. O, dar Daniel știa lucrul acesta foarte bine. Dar a venit ca o întărire a credinței lui, dacă vreți, și o recunoaștere a neprihănirii lui. Domnul să ne binecuvinteze. Este nevoie ca în vremea aceasta poporul lui Dumnezeu să-și pună nădejdea în Domnul. Așa cum ne-am pus o altă dată și am văzut mari biruințe, mari victorii prin brațul Domnului care se ridică, să rămânem credincioși și să ne punem nădejde în Dumnezeu. L-am propovăduit pe Dumnezeu, poate, în multe circunstanțe, dar nu neapărat spunând lucruri extraordinare, ci am spus, Dumnezeu m-a ajutat. A făcut Domnul și au fost toate lucrurile, au mers ca pe roate, Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu nostru poate să facă. Și dintr-o dată ne trezim în fața unor noi examene și din nou nădejdea noastră trebuie să fie pusă în Dumnezeu. Ezra l-a propovăduit pe Dumnezeu. L-a propovăduit pe Dumnezeu împăratului și a venit vremea examenului și a trebuit să se întoarcă în Țara Sfântă cu vase de aur, cu lucruri, vasele de la templu, cu familiile lor. Și atunci spune el, mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire care să ne păzească pe drumul acesta periculos. Așa că ne-am rugat Domnului, am vestit un post acolo la râul Ahava ca Domnul să dea o călătorie binecuvântată. Nu uitați, nădejdea noastră este în Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Spune Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Lucrare minunată a făcut Domnul. Atunci când spui nădejdea în El, Domnul lucrează într-un mod minunat. Mai amintesc doar un verset din Ieremia, capitolul 17, versetul 7, care spune că binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și care își pune nădejdea în Domnul și continuă. Practic cu aceleași cuvinte care au fost citite de dimineață. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă și continuă atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Să ne punem nădejdea în Domnul. Să fim credincioși în nădejdea aceasta în care ne-o punem în Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea lucru, credincioșia lui Daniel a fost dovedită și prin faptul că a fost plin de pace. Până în versetul 21, Daniel nu a spus nimic. Nu sunt relatate cuvinte de ale lui, că ar fi spus ceva, ci doar și-a înălțat rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Toți ceilalți oameni care au complotat împotriva lui, au făcut planuri, au spus ce să facem, cum să facem, au mers înaintea împăratului, l-au atras în cursă, pentru că așa se întâmplă cu cei care n-au pace. Complotează, fac planuri, iscodesc și vor să atragă în curs. Dar Daniel rămâne credincios lui Dumnezeu și are pace în inima lui. Dar o întrebare se ridică în seara aceasta, de unde izvora pacea aceasta lui Daniel? Cum a putut Daniel să rămână plin de pace înaintea lui Dumnezeu? Spune Luca capitolul 19,
atunci când relatează cuvintele Domnului Iisus Hristos și când spune Domnul nostru: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi clipa cercetării tale și lucrurile care puteau să-ți aducă pace. O, și Daniel avea lucrurile acestea care puteau să-i aducă, care puteau să-i aducă pace. Și pacea în inimă lui Daniel a venit din datoria împlinită. Atunci când ți-ai făcut datoria pe deplin, ai o inimă plină de pace. Mi-am făcut datoria față de Dumnezeul meu și am slujit cu credincioșie. Mi-am făcut datoria față de imperiul acesta în care am fost adus ca rob și au trecut atâția împărați și a rămas credincios. Atunci când avem pace în inima noastră, este pentru că avem datoria împlinită față de soția noastră, față de copiii noștri, față de Dumnezeul nostru, față de firma la care slujim. Și Daniel avea o astfel de pace în inima lui. Vreau să ne cercetăm în seara aceasta. Mai sunt lucruri care ar fi trebuit făcute și nu le-am făcut în dreptul familiilor noastre? Mai sunt lucruri care ar fi trebuit să le spunem copiilor noștri și să le spunem apăsat soților, soțiilor noastre, fraților noștri? Și poate rușinea ne-a împiedicat, timiditatea ne-a împiedicat, ne-am gândit oare ce o să spună, să rup relațiile dintre noi? Ne-am făcut datoria și am fost credincioși, Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, pacea din inima lui Daniel vine și din curăția inimii lui. Atunci când ai lucruri ascunse în viața ta, lucrurile nu-ți dau pace și nu te lasă să dormi. Dar când ți-ai mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și ai situația rezolvată cu Dumnezeu, dormi liniștit. David spunea: zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, și viața lui nu era decât un plânset, un geamăt, pentru că avea păcatul ascuns și întârzia să-l mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Atunci când ai situația rezolvată cu Dumnezeu, dormi liniștit. Era Petru în temniță și a doua zi trebuia să fie executat. Și omul ăsta doarme și vine un înger al Domnului și îl trezește. Eu m-am pus în situația lui. M-aș gândi la copiii mei, m-aș gândi la soție, neapărat în ordine aceasta. M-aș gândi la relația mea cu Dumnezeu și n-aș putea să... Aș petrece poate o noapte albă. Dar l-a ajutat ceva pe Petru. Faptul că a avut rezolvare, a avut situația rezolvată cu Dumnezeu. Când n-ai situația rezolvată cu Dumnezeu, n-ai pace. N-ai pace nici măcar în așternutul tău, dar nici în timpul zilei. Și apoi pacea lui Daniel venea și din siguranța aceasta a suveranității lui Dumnezeu. Domnul e în control. Dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, este pentru că așa a fost voia lui. Ai pace în inima ta când știi că Domnul are volanul în mână, dirigează toate lucrurile. De câte ori nu mi s-a întâmplat un anumit eveniment și am spus noi: dacă aș fi plecat mai târziu de acasă, dacă plecam mai devreme, nu mi se mai întâmpla, nu mai aveam loc, nu mai avea loc accidentul, nu mă mai întâlneam cu persoana, așa mi-a stricat inima persoana aceea, și punem tot timpul, dacă. O, cineva care recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu are pace în inima lui. Înlătură frământările și niciodată nu va spune dacă, ci spune așa a vrut Dumnezeu, așa a lăsat Dumnezeu. A avut frate meu accident vreo lună în urmă și când au venit ăștia să, de la asigurare, să inspecteze mașina, era fărâmată toată, nu mai are ce să mai facă cu ea, a intrat cineva în el nevinovat, i-a spus ăla de la asigurare: au 10 centimetri. 10 centimetri. Și atunci stai și te întreb, mai are rost să mă mai întreb oare
dacă plecam mai târziu sau mai devreme, dacă nu o luam pe drumul ăla, dacă nu mă mai duceam, nu mai făceam, ce îți dai seama de un lucru? Acolo a fost mâna lui Dumnezeu, puteau să fie 10 centimetri și nu mai eram. Acolo recunoști că a fost mâna lui Dumnezeu, că a fost degetul lui. Și când mai ai științări din partea lui Dumnezeu, capitulezi înaintea Domnului și spui, aici a fost mâna lui Dumnezeu. De ce să mă mai frământ? Așa a lăsat Dumnezeu. A avusese lucrare cu vreo lună înainte, pentru un vas a Domnului, pastor din Hunedoara, că vrășmașul și-a făcut un plan să-i curme firul vieții. Și când vezi lucrurile astea petrecându-se, îi mulțumești lui Dumnezeu că a avut milă și s-a îndurat. Domnul să ne binecuvinteze. Chiar dacă toată lumea n-ar avea pace, chiar dacă toată lumea s-ar frământa, aș vrea să fim oameni care au pace în inima lor. Să fim oameni care în inima cărora domnește pacea și să fim credincioși și în astfel de lucruri înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-am văzut la Daniel și prin care se face și a dovedit credincioșia este că nu se teme. Frica este un sentiment grozav. Cred că fiecare dintre noi l-am simțit și nu odată în viața noastră. Am simțit fiorul ăsta rece al fricii în inima noastră. De la copii care trebuia să urcăm pe vremea lui Ceaușescu scări până la etajul 4 cu lumina stinsă datorită economiei care se făcea și a glumelor care făceau copiii mai mari, tot felul de lucruri dintre astea. Măcar odată am simțit ceea ce înseamnă frică. Dar păi să mai domnești și cu frica în inima ta că te mai caută nu știu care pe acasă, mai vine ăla cu girofar pe la tine. E grozav să trăiești cu frica în sân. Odată cu intrarea păcatului în lume, o intra și frica. Până atunci, între Dumnezeu și om era o părtășie totală, o bucurie a părtășiei. Odată cu intrarea păcatului în lume, omul a spus, ți-am auzit glasul și mi-a fost frică. Și Daniel, în asemenea situații, când aude răcnetul leului, nu se teme. Pentru că lui Daniel nu-i frică de oameni. S-a amintea și dimineața exemplul acesta când Saul, datorită fricii care a domnit în inima lui față de popor, a nesocotit porunca lui Dumnezeu și a oprit ceea ce era pentru nimicire. Avram, de frică, o minți și a spus că Sara este sora sa și că nu e nevastă sa. Apoi, poate să fie teama aceasta de moarte. Psalmul 23 spune atât de frumos și cu minte care ar trebui să fie valabile pentru noi ca și credincioși. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem că și tu ești cu mine. Apostolul Pavel în 2 Timotei, în ultimul capitol, spune sunt gata ca să fiu turnat ca o jerfă. Clipa plecării mele este aproape. Și mărturisește el acolo, la înfățișarea mea, toți cei care erau cu mine m-au părăsit. Însă Domnul a fost cu el, slăvit să fie Domnul. Și când îl ai pe Domnul de partea ta, știi încotro te îndrepți, știi încotro mergi. De ce să-ți fie frică? De ce să ne fie frică? Merg mai departe și spun că poate să existe și teama aceasta de necunoscut de viitor. Și să-i punem tot felul de întrebări, ce va fi. Știți, foarte multe temeri din viața omului intervin doar pentru că ne facem noi niște scenarii în mintea noastră. Și ne spune așa va fi, cum va fi, ce va fi. Au venit Samuel în Betleem și imediat bătrânii și-au făcut tot felul de planuri. Oare ce s-o fi întâmplat? Tot felul de scenarii, ce te aduce aici, ceva bun sau ceva rău? Și Samuel spune, fiți pe pace. Dar ce facem oare când intervine frica în viața noastră? Trebuie să facem ceea ce a făcut David. Spune el în Psalmul 34, i-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Fii credincios Domnului și nu te teme. Și dacă simți frica că intervine, dacă-ți genunchi înaintea Domnului, caută-L pe Domnul și Domnul este Cel ce poate să-ți îmbărbăteze inima. Chiar dacă toată lumea s-ar teme pentru viitor, s-ar teme de cataclisme, s-ar teme de calamități,
Și asta e una dintre lucruri extraordinare. Nu e frică de Dumnezeu, dar există frică de lucrurile astea. Nu e frică de Dumnezeu care controlează lucrurile, ci ne temem de lucruri dintre astea naturale. Chiar dacă ar fi toată lumea să se teamă, să rămânem tari, să rămânem credincioși cu Domnul nostru care ne îmbărbătează inima. Apoi, un al cincilea lucru pe care l-am observat la Daniel este că așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Spunea că până în versetul 21, Daniel nu a spus nimic. Și Daniel face ceea ce spune Ieremia. Capitolul 3, versetul 26 din plângerea lui Ieremia: bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. E greu să aștepți ajutorul lui Dumnezeu, nu? E greu să aștepți ceva. Vi s-a întâmplat vreodată să stați într-o stație de autobuz și să întârzi autobuzul, să întârzie trenul, să întârzi avionul și știi că pierzi legăturile și tot programul tău îți este peste cap? Ai vrea să faci ceva și vezi că mâinile sunt legate? O, Daniel a așteptat în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Daniel nu a spus nimic. Nu a murmurat înaintea lui Dumnezeu, nu a cârtit înaintea lui Dumnezeu, nu s-a luat la harță cu Dumnezeu, nu l-a tras de guler pe Dumnezeu, ci a stat în tăcere și a așteptat ajutorul lui Dumnezeu. Dar merită oare să așteptăm ajutorul lui Dumnezeu? Cred că merită pe deplin să așteptăm ajutorul lui Dumnezeu. De câte ori intervenim, s-ar putea ca mai rău să facem, să stricăm planul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Avram. A venit Sara cu o sugestie și a spus: Dumnezeul tău întârzi în împlinirea făgăduinței. Uite, roaba mea este aici și vei avea un urmaș prin ea. Sau amintiți-vă de Moise, care o știu de izbăvirea lui Dumnezeu și și-a ridicat brațul și a făcut de el dreptate, că prin el Domnul va izbăvi și a trebuit să treacă 40 de ani în plus și poporul o mai aștepta 40 de ani până la eliberare, pentru că omul acesta a crezut că prin mâna lui și prin brațul lui, prin dreptatea pe care o face, Domnul va izbăvi poporul. E greu să aștepți, dar merită să aștepți ajutorul lui Dumnezeu. Merită să aștepți intervenția lui Dumnezeu, pentru că ajutorul lui Dumnezeu nu lipsește niciodată. Așa spune Psalmul 46. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Apoi merită să aștepți ajutorul lui Dumnezeu, pentru că acesta nu întârzie niciodată. Deși nouă ni se pare că fuge pământul de sub picioare, că toate planurile sunt date peste cap și că totul e un haos. Ajutorul lui Dumnezeu vine la vremea potrivită. Evrei capitolul 4, versetul 16 spune: să ne apropiem dar de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har și pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Apoi merită să aștepți ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. Psalmul 116 spunea: iubesc pe Domnul, căci El ascult, că iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. L-au năpădit fiorii mormântului, sudorile morții, dar au chemat pe Domnul și Domnul nu l-a dezamăgit. Dar Dumnezeu ne surprinde întotdeauna cu răspunsurile Lui. Dumnezeu vine și ne dăruiește ajutorul într-un mod în care noi nu-L imaginăm. Și de multe ori scenariul nostru nu se potrivește cu al lui Dumnezeu. După moartea lui Iacov, biserica înălța rugăciuni pentru Petru, care trebuia să fie și el executat. Și când Domnul îl eliberează pe Petru din temniță, se îndreaptă înspre casa unde erau adunați ucenicii și slujitoarea Roda le face de cunoscut că e Petru la bușă. Și știți ce au spus oamenii ăștia? Auzi, dar tu ai ceva probleme cu cap. Ei se roagă pentru Petru e liberat și nu le vine să creadă. Ei, de multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Credem că Dumnezeu lucrează doar în termeni în care vrem noi, cum vrem noi, prin cine vrem noi, și când Domnul lucrează altfel, nu prea ne vine să credem. Dumnezeu e un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea merită ca să așteptăm ajutorul Dumnezeu și să fim credincioși în lucrul acesta. Să nu ne apucăm noi cu planurile noastre, cu metodele noastre, ci să îi aducem la cunoștință lui Dumnezeu și Domnul ne va binecuvânta. Credincioșia este o caracteristică
a credinciosului autentic. Galateni, capitolul 5, versetul 22, vorbește despre roada Duhului Sfânt. Și unul dintre lucrurile pe care Duhul Sfânt le rodește în viața credinciosului este credincioșia. Credincioșia este semnul relației noastre cu Dumnezeu. Luca, la capitolul 16, versetul 13, spune: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, bogățiilor. Credincioșia își are originea în credincioșia lui Dumnezeu față de noi. Sunt foarte multe versetele din Biblie, din Psalm mai ales, în care se vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Dumnezeu care ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar nu în ultimul rând, credincioșia va fi și răsplătită. Să se încheie cartea lui Daniel în capitolul 12, versetul 13, în felul următor: dar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Daniel, tu mergi și te odihnește, dar să știi că tu vei fi răsplătit pentru credincioșia ta. Tu ai parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ai fost un om credincios. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Merită să fim credincioși lui Dumnezeu până la moarte? Cred că se merită. Domnul să ne binecuvinteze. În scurte cuvinte vreau să mai spun, vreau să trag câteva concluzii. Ni s-au impus lucruri care să ne facă să renunțăm la credincioșia noastră față de Dumnezeu? Ce am făcut în momentele alea? Cum am procedat? Soluția pe care o are Daniel și soluția pe care o are Dumnezeu pentru noi este să ne rugăm lui Dumnezeu. Și nu vă gândiți la lucruri mari, extraordinare, ci pot să fie lucruri mărunte. Dar cel ce este credincios lui Dumnezeu și în lucrurile mărunte, îi va fi credincios lui Dumnezeu și în lucrurile mari. Să nu ne luăm după lume, după ce fac toți. Să ne împotrivim spiritului de turmă și să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Chiar dacă vom rămâne singuri, nu vom fi niciodată singuri, ci vom fi cu Dumnezeu. Ne pot părăsi oamenii, prietenii, dar nu ne părăsește Dumnezeu. Niciodată să nu ne credem că suntem la adăpost, că nu mai putem să fim atinși de către cel rău. Daniel a dovedit credincioșie la 14 ani și a continuat cu credincioșia aceasta până la 80 de ani, când are loc evenimentul acesta. Și a continuat cu credincioșie până la moarte. Oricât de mare ar fi tentația, trebuie să avem în vedere faptul că credincioșia noastră față de Dumnezeu este mai prețioasă. Orice lucru ni s-ar oferi în schimbul credincioșiei noastre față de Dumnezeu, oferta aceasta nu poate fi acceptată. Spune atât de frumos un poet într-o strofă a unei poezii: poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Dacă n-am pierdut credința și credincioșia noastră în Dumnezeu, încă n-am pierdut nimic. Domnul să ne binecuvinteze. Celui ce va fi credincios până la moarte, Domnul îi va da răsplătire în împărăția sa. Să ne ajute Domnul să-i fim lui credincioși. Amin. Sunteți obosiți? Dacă sunteți obosiți, haideți să ne ridicăm să cântăm două versete dintr-o cântare, că n-aș vrea să adormiți. Mai avem câteva minute și ne vom ruga Domnului. Vrem să
ne mai dea Dumnezeu un cuvânt, poate răspunsuri la întrebări pe care le avem și apoi și corul bisericii va lăuda pe Domnul la final, înainte de rugăciune. Acum cântăm Domnului două versete dintr-o cântare, cu toți împreună. Se ridică multe întrebări în vremea în care trăim noi, o vreme tulbure, o vreme grea, din punct de vedere moral, este o vreme în care decăderea a ajuns abisuri poate inimaginabile altădată. Pot exista oameni credincioși însă și în vremuri de apostazie? Daniel a trăit într-o perioadă în care păcatul din poporul lui Dumnezeu, din Israel, a ajuns la culme. Adică Dumnezeu a trebuit să aplice cea mai mare pedeapsă pentru un popor, pentru poporul evreu, să-i ducă în robie din pricina păcatelor. Există oameni credincioși și pot exista oameni credincioși și în lumea politică. Îl vedem pe Daniel, 5 împărați, 5 imperii sau 5 împărați care au fost în vremea în care el era acolo în Babilon. Și știm corupția, știm tot ceea ce se întâmplă, sau aproape tot ce se întâmplă acolo, și vedem că totuși Daniel este și rămâne un om credincios. Pot exista oameni credincioși într-o lume coruptă, așa cum era cea din Babilon, pe vremea de atunci. Daniel ne arată că nu putem avea scuze. Că pot exista oameni credincioși într-o lume coruptă. Pot exista oameni credincioși într-o lume politică și în funcții înalte. Pot exista oameni credincioși într-o
vreme de apostazie, de cădere, de corupție morală sau religioasă. De aceea, în această seară, citind cuvântul acesta lui Dumnezeu din Daniel, vreau ca Dumnezeu să pună în inima noastră dorința noastră de a fi credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Dar credincioși, așa cum văd din cuvântul acesta, cel puțin în trei domenii Daniel a fost credincios. În primul rând, în domeniul, să-l numesc, religios. Cartea Daniel, sau capitolele din ea, nu este scrisă în ordine cronologică. Adică, găsim despre Daniel și Dariu, Dariu, de fapt, este împăratul Darius Ciaxares, al doilea, era unchiul lui Cir, a domnit doar 2 ani. Și găsim despre Darius și Daniel în capitolul 6, care s-a citit, găsim apoi în capitolul 9, în anul din tâia lui Dariu, fiul lui Ahasveros, fiul din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția caldenilor, și vreau să citesc aceste versete din capitolul 9, primele 5 versete. În anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. Daniel avea peste 80 de ani, aproape 90 de ani. Au trecut anii peste el. Dar îl vedem în primul rând un om credincios în domeniul religios, să-l numim așa. Un om care citește Scriptura. Am văzut din cărți. Dacă ne uităm la rugăciunea lui, el face o rugăciune după lege. Versetul 13 spunea, după cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. El când începe să-și explice de ce se întâmplă toate astea, nu caută explicații în filozofia vremii de atunci, în concepțiile oamenilor de atunci, ci el caută explicații în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, de ce s-au întâmplat toate astea. Și realizează un lucru, din pricina păcatului, au păcătuit oamenii, a păcătuit poporul lui Dumnezeu și acum Dumnezeu i-a dus în robie. Și de aceea el face o cerere, el face o rugăciune potrivit cu Scriptura, potrivit cu legea lui Dumnezeu. El se roagă după Scripturi. El citește vremurile, dar le citește în Scriptură. Am văzut din cărți. Știți despre profetul Ieremia? A fost cel mai persecutat profet din Vechiul Testament. L-au prigonit, l-au aruncat într-o groapă. Nu luau seama la ce spunea, l-au ignorat, s-au bătut joc de el. Îl văd pe Daniel, un om care acordă respect, care acordă credit unui proroc al lui Dumnezeu, unui cuvânt de la Dumnezeu. Am văzut din cărți. Citește Scriptura. Când ajunge acolo, el citește Scriptura. El știe când îi se oferă, era tânăr și oferta era mare, frumoasă, plăcută. Meniul cel mai ales, bucatele cele mai alese, vinul cel mai bun. Și îl văd pe Daniel parcă cu aceeași expresie, am văzut din cărți că eu trebuie să mănânc altceva, eu trebuie să beau altceva, eu trebuie să fiu altfel. Și Daniel a hotărât să nu se spurce. Pentru că eu sunt sigur că el a văzut din cărți. Adică a văzut în legea lui Dumnezeu, a văzut în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii credincios, nu poți să fii credincios fără Scriptura. Ai nevoie de Scriptură, să citești, să vezi tu din cărți, să vezi tu din cuvântul lui Dumnezeu, să intri în profunzimea cuvântului Dumnezeu, să vezi ce ai de făcut. Și Daniel a fost credincios, citea Scriptura.
Daniel a fost credincios, se ruga și postea, așa cum am văzut aici, se ruga de 3 ori pe zi. Și a pus inima să-L caute pe Dumnezeu cu post și a respectat legea, a respectat tot ceea ce prevedea cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Moise. Chiar dacă nu mai era templu, nu mai erau preoți, nu mai era jertfă, multe lucruri nu mai erau. Însă Daniel a spus, ceea ce am folosesc, am Scriptura, am rugăciunea, îl caut pe Dumnezeu. Nu-mi pasă ce fac alții. Nu-mi pasă că milioane de oameni lângă mine l-au abandonat pe Dumnezeu, că toți sunt căzuți, că toți sunt corupți, că toți sunt păcătoși. Eu m-am hotărât să nu mă spurc. Și Daniel a luat decizia asta de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea domeniu în care credincioșia lui Daniel a ieșit în evidență a fost domeniul moral, integritatea morală. Să fii un om cinstit, corect, un om echilibrat, nu un bețiv, nu un om batjocoritor, un om serios. Că poți să fii religios, poți să respecti cu strictețe legea, dar să nu fii moral. Și Daniel, în domeniul moralității, este un om credincios. La el nu s-a găsit niciun lucru rău. Dar al treilea domeniu despre care aș vrea să ne uităm la Daniel este, să-l numesc, domeniul social. Conștiincios în treburile împărăției, au căutat acești oameni ceva, o greșeală, o lipsă, vreo problemă în ceea ce privește treburile împărăției. Niciodată n-a întârziat, niciodată n-a lipsit, niciodată nu a făcut abuz de funcția care o avea. Întotdeauna a fost conștiincios, întotdeauna corect, întotdeauna punctual, cinstit în toate lucrurile. Pentru că Darius a căutat un om și a căutat oameni pe care să-i pună ca să nu sufere nicio pagubă împăratul. Asta îmi spune că Daniel era un om eficient, că credincioșie înseamnă și eficiență, să nu sufere nicio pagubă, nicio pierdere. Făcut totul nu în interesul meu, ci în interesul firmei, în interesul împărăției, în interesul fabricii, în interesul companiei. Asta înseamnă credincioșie în domeniul social. Nu doar eu să câștig, nu doar mie să meargă bine, dar să meargă bine împăratului, să meargă bine șefului, să meargă bine firmei. Acesta e conceptul lui Daniel. Și când se uită împăratul, el caută niște oameni cu așa credincioșie, cu așa valoare. Și observă că Daniel este un astfel de om, care e conștiincios, care este eficient. De aceea credincioșia nu este ceva legat doar de domeniul religios, adică față de Dumnezeu. Trebuie să fim credincioși în primul rând și în orice lucru față de Dumnezeu. Dar apoi să fim credincioși și față de semenii noștri, pentru că nu putem spune că îl slujim pe Dumnezeu, nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu dacă nu iubim semenii noștri. Nu poți să spui că slujești lui Dumnezeu dacă nu slujești sau nu muncești corect, cinstit, dacă nu-ți faci bine treaba la muncă, dacă nu ești eficient, dacă nu cauți productivitate, dacă nu urmărești interesul firmei, nu poți să spui că ești credincios lui Dumnezeu. Asta vedem la Daniel. Și Dumnezeu l-a salvat pe Daniel din groapa cu lei tocmai pentru că a fost credincios. Și asta este explicația pentru care oamenii aceia n-au găsit nimic la el, pentru că el era credincios. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Să fim credincioși în orice privință. Și repet ceea ce am spus dimineață, credincioșia în cele 3 domenii înseamnă tot ce începi să duci la bun sfârșit. Daniel, toată viața lui a fost credincios. Și acum, când se apropie de vârsta de 90 de ani, el continuă să fie credincios și îl vedem pe Daniel, dacă vreți, mai putem citi și în capitolul 11, de aceea spun, nu este cronologic arătat și după ce vedem în capitolul 11, versetul 1, în anul din tâi al lui Darius, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut
și să-L sprijin. Acum îți voi face cunoscut adevărul, iată vor mai fi împărați, iată istoria și ne arată cât de aproape a fost Daniel. Daniel a fost omul care a vorbit din partea lui Dumnezeu. Oamenii au avut încredere în el. Pentru că dacă ești un om serios și vorbești cu seriozitate, oamenii vor lua în serios și când vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu. Câtă diferență, ca să facem așa o paralelă, între Daniel și Lot. Când a venit Lot și a spus, uite, au venit îngerii lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să nimicească Sodoma și Gomora. Păcatul Sodomei și Gomorei a ajuns la culme. Și va veni mânia lui Dumnezeu, urgia lui Dumnezeu peste noi. Haideți să plecăm, în noaptea asta trebuie să ieșim de aici. Ce au spus ginerii lui? Credeau că glumește. Asta arată că de fapt Lot glumea. El pe seama tuturor lucrurilor făcea glume. Și un om neserios nu poate fi luat, nu te poți aștepta într-o zi să te ia cineva în serios când vorbești despre Dumnezeu. Iată de ce Daniel este un om care e luat în serios de împărat, care este lângă el să-l ajute. Împăratul se gândea să-l pună primul în fruntea celor trei, să fie prim-ministru, să fie primul după împărat. Și așa a fost de fapt Daniel în toate cele cinci împărății. A avut locul cel mai înalt, poziția cea mai înaltă, pentru că a fost un om serios, a fost un om conștiincios, a fost un om echilibrat, a fost un om care citea Scriptura, a fost un om care se ruga și postea, a fost un om care se sfințea, a fost un om corect, punctual. Și asta l-a făcut pe Daniel să capete valoare. Și asta putem spune despre Daniel, că a fost un om credincios. Și putem învăța în seara aceasta de la Daniel să ne ajute Dumnezeu și pe noi să fim credincioși. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Invit corul să laude pe Domnul cu o cântare și apoi ne rugăm Domnului și mulțumim Domnului pentru harul care ne-l dă în fiecare zi. Putem citi Scripturile, putem învăța din Scripturi și Dumnezeu să ne dea întotdeauna lumina de a înțelege și de a face ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Amin.
toți să ne ridicăm înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să rămânem credincioși în orice vreme. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă este vreun anunț din sală, se poate... Așa cum anunțam dimineață, mergem înainte pentru proiectul cumpărării localului, mai sunt încă lucruri de făcut. Săptămâna aceasta vom deschide contul noii asociații ONLUS, pe care o deschidem pentru a avea mai multe beneficii fiscale, însă facem precizarea aceasta, contul vechi rămâne încă, ele vor merge în paralel pentru cei care pun banii prin bancă, se poate face virament bancar, care au făcut până acum, pot și în continuare să o facă, nu se închide contul vechi deocamdată, ele vor merge împreună pentru o perioadă, de aceea anunțăm biserica, cei care doresc să sprijinească lucrarea aceasta, să o putem face cu bucurie, să putem pregăti toate lucrurile în așa fel încât atunci când este posibil, în timpul cel mai scurt posibil, deși nu e chiar un timp scurt, să putem... Încheia și acest demers care l-am început prin harul lui Dumnezeu. Dacă nu mai este nimic altceva, dorim harul, pacea, binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste fiecare dintre noi. Amin.